Un incendiu a izbucnit la o magazie în Lugoj. Pompierii lugojeni au intervenit cu două autospeciale de stingere și o autoscară mecanică pentru stingerea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie pe strada Oloșagului din municipiul Lugoj. Incendiu s-a manifestat cu ardere generalizată pe aproximativ 30 de metri pătrați cu propagare la acoperișul acesteia pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. În interiorul magaziei construite din tablă era depozitat rumeguș. Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs cel mai probabil în urma efectului termic generat de un dispozitiv electric de tăiere sau sudură. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Transmit reprezentanții Isu Timiș.